Instituția prefectului județului Vâlcea și garnizoana Râmnicu-Vâlcea au organizat vineri 29 aprilie o ceremonie cu caracter militar și religios dedicată veteranilor de război. Pe lângă reprezentanții autorităților, la ceremonie au participat și reprezentanții Asociației Naționale a Veteranilor de Război, filiala Vâlcea. Ne plecăm cu frunte, în cinstea memoriei celor care au pus datoria față de țară mai presus de propria lor viață. Purtăm în inimile noastre un adânc respect pentru cei care s-au jertfit, precum și supraviețuitorilor acestor vremuri, aceia care nu obosesc păstrând în vie memoria camaradilor și rudelor care au ferit pe câmpul de luptă. Dumneavoastră, veterani de război, invalid și văzute de război, sunteți exemplu de urmat, modele de comportament societ și cinic, oameni deosebit cu caractere puternice, suflete noastre. Ați trăit momente dramatice pe care noi ne le putem imagina din cărțile și relatările dumneavoastră. Noi nu contenim să învățăm de la dumneavoastră ceea ce înseamnă războiul și ororile pe care acestea le generează, precum și ceea ce avem de făcut, astfel încât să nu mai trecem prin astfel de situații. Cu această ocazie, vă adresez un salut constatez tuturor veteranilor de război, sănătate și viață lungă. Calitate de prefect al județului Vâlcea, sunt onorat să particip la această ceremonie și să vă transmit mulțumirile noastre pentru curajul și sacrificiul de care ați dat dovadă pe frontul de luptă. Dragi veterani, vă sunt profund recunoscător pentru tot ceea ce ați făcut în slujba patriei. Devotamentul și dragostea dumneavoastră de țară vor constitui exemple și pentru generațiile viitoare, modelele de ambiție și curaj. Primiți întreaga noastră prețuire, ne înclinăm cu respect în fața eroismului inegalabil pe care l-ați demonstrat sub culorile drapelului național. Tuturor veteranilor de război din județul Vâlcea le urez să aibă parte de sănătate, zile senine, încununate de sentimentul datoriei împlinite, numai bucurii, mulțumire sufletească împreună cu toți cei dragi. Pentru cei care nu mai sunt printre noi, Dumnezeu să-i odihnească. Mr. Samuel, înainte de a citi cuvântul președintelui Consiliului Județean Vâlcea, domnul Constantin Răbulescu, vreau să-mi permiteți ca în nume personal să adresez omagiu, recunoștință și mulțumiri tuturor veteranilor vâlceni și cei naționali pentru că au făcut posibil ca asemenea momentul să existe. Suntem martori de mai bine de două luni la un conflict armat care sfâșie o țară vecină și care amenință să răscoarne întreaga ordine mondială. Într-un astfel de context tensionat, certificația sintagmei veteran de război nu este doar una solemnă, ci și extrem de actuală. Cinstiți veterani de război ne cinstim de fapt istoria, mai veche sau mai nouă. Fie că vorbim de veteranii conflictelor din secolul trecut, fie că îi menționăm pe cei care și-au câștigat acest titlu în recentele teatre de război în care a participat și țara noastră, în oricare dintre situații vorbim de istoria noastră, de felul în care oamenii au modelat-o astfel încât noi să ne bucurăm de toate beneficiile actuale. Recunoștința cuvenită veteranului de război trebuie de aceea să fie tradusă nu doar în vorbe solemne rostite la moment aniversare, ci și mulțumirea zilnică că vorbim limba română, că trăim liberi între granițele întregi ale țării noastre, că suntem partea unor alianțe care ne garantează siguranța sau, de ce nu, că avem ce pune pe masă copiilor noștri. Pentru toate acestea se cuvine să ne fim recunoscători și să încercăm, fiecare în domeniul său, să lucrăm pentru aceleași scopuri. Glorie veșnică veteranilor de război și tot respectul și recunoștința din partea întregii comunități locale a Râmnicului. La Monumentul Independenței au fost depuse coroane și gerbe de flori.